Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Latiș, președinta Academiei Române de Coaching și astăzi suntem la sfârșitul primei zile de curs de vindecare emoțională prin tehnici NLP, unde ni s-au făcut creierii așa pe sârmă. Și am zis că înțelepciunea serii este de fapt, cum am zis, ce este sănătos și ce nu este sănătos într-o relație. Hai să vedem ce au de spus acești oameni geniali și extraordinari de la cursul de vindecare emoțională. Acum să vedem cu cine începem. Cu cei din sală sau cu cei online? Ia să vedem sau cu cei online. Cine, ce, cum? Cine începe? Ia să vedem Mariana. Perfect. Mariana, cum să facem? Da, vino, cred că vine aici mai bine. Bună seara! Mă bucur să vă văd și să particip, să fiu din nou la aprofundarea cursului. Acum ceva timp o prietenă mă întreba de ce fac atâtea cursuri, nu mi-ajung că după atâtea cursuri ar trebui să știu, să nu mai fac greșeli. Și numai departe de ieri am făcut o mare boacănă, în sensul că într-o relație de prietenie am dăruit un curs pe care ea nu-l plătise acestei prietene și mi-am dat seama din ce postură am făcut-o, din postura de salvator, dintr-o nevoie de conexiune, dintr-un gol sufletesc. Și asta, bineînțeles, că a dus un prejudiciu persoanei al cărui curs era. Și uite, din cauza asta e bine să revii la cursuri, pentru că toată viața greșești și toată viața înveți. Și atunci când faci o acțiune într-o relație, cum a fost a mea de prietenie, întotdeauna să te întrebi care este scopul, de ce fac eu acea acțiune. Și atunci, dacă îți pui, ții un pic, respiri profund și ții un timp să te gândești de care este motivul din spatele acelei acțiuni, vezi că dacă mai faci acțiunea sau nu mai faci. Vă pup și vă iubesc. Aveți relații sănătoase. Ia, mulțumesc super, Mariana! Mulțumesc super! Cine preia ștafeta? Caterina? Bună seara! Ia, stai să dau un pic mai tare. Stai numai un pic să dau un pic mai tare. Ok. Bună seara, se aude? Da. Nu se aude foarte bine, dar se aude. Bună seara. O să-ți puțin mai tare, o să vorbesc. Da, te rog, e de la laptopul meu, nu-i de la tine, e de la mine. Te rog să vorbești un pic mai tare. O să vorbesc ca un vizual atunci. Așa, da! Relația reprezintă un cadru necesar oricărei ființe. Bineînțeles, ființa umană este cea mai complexă și suntem animale sociale, cum spunea Jean-Jacques Rousseau. Se știe că din punct de vedere al sănătății noastre fizice și al speranței de viață, că suntem în relații sănătoase, trăim cel puțin cu 7-8-10 ani mai mult. Dovedit științific. Dacă trăiești în relații nesănătoase, îți scade speranța de viață cu chiar 15 ani, zic oamenii de știință, de la Stanford. Ideea este că o relație sănătoasă este o relație în care asculți și ești ascultat. În care oferi, dar și primești. În care iubești și iubit. Este un dans echilibrat. Nu este iau o persoană de lângă mine și dau pe de pământ, pentru că eu trebuie să fiu peste ea și să mă simt eu așa un Dumnezeu. Sau invers, să fiu un preș. Pentru că, aolo, dacă mă las, o să rămân singur. Ce o să fac eu singurel? Așa fac toate în patru ca să nu fiu singurel. Spăl, cal, gătesc, cum ai spus tu, repar mașini, inventez ceva, fac orice numai să nu rămân singurel sau singurică. Relație sănătoasă, când o ai, ești liniștit, ești sănătos, nu te îmbolnăvești des, ai o stare de creativitate,
ai o stare de bine și la locul de muncă și cu prietenii și profesional, totul îți merge bine și contul bancar arată bine. Absolut! Când nu o ai, simți, ești epuizat, drenat, te enervezi din orice, țară, țandăra sau muștarul, ce mănânci, ce consumi, nu doar cum trebuie, dacă ești femeie, ai ciclu de reglaj și așa mai departe, să apar coșuri pe față, scade părul, adică nimic nu merge, nici la omul sărac, nici băinul drag, la sensul ăsta. Și e important să ne întrebăm, ok, relația asta în ce direcție mă duce? Cresc, rămân pe loc sau scad? De obicei este ori cresc, ori scad. Rar să rămâi pe loc. Și e important să ne punem această întrebare. Mai multe informații la cursurile de dezvoltare personală, aici, în Academie. Vă mulțumesc și vă iubesc. Mulțumesc, mulțumesc, Caterina. Super, super. Felicitări. Vii aici pe scaunul ăsta? Perfect. Bună seara. Pentru mine, a avea o relație sănătoasă înseamnă, în primul rând, să-ți clarifici care sunt valorile tale, pe care să ai grijă să-ți fie respectate, pentru că tu poți să renunți o dată, de două ori, de trei ori la o valoare, dar într-un final te vei simți rănit, într-un final acea relație nu o să-ți mai aducă beneficiu și atunci, sigur că este o relație abuzivă și destructivă. În același timp, este foarte important să cunoști și valorile celuilalt, astfel încât să nu te transformi tu în abuzatorul lui. După părerea mea, de aici începe totul. Cunoscându-ți valorile tale și valorile celuilalt, nu ești nici abuzat și nici nu devii abuzatorul celuilalt. Vă pup! Da. Felicitări, Manuela! Mulțumesc! Superb! Superb! Altcineva? Imediat, Adriana, stai că acum vine Adrian! Bună seara, vă pup și vă îmbrățișez! Despre relații, când știu că sunt sănătoase sau nu, ca să nu consult un manual prea stufos și să treacă prea mult timp până îmi dau seama despre ce e vorba, cred că e ceva de genul ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică să mă gândesc, oare acțiunea pe care o întreprind eu acum e ok sau nu e ok? Și avem feedback-ul imediat și în momentul când mă văd în celălalt sau mă oglindesc în celălalt, știu treaba asta. Procedez corect sau nu procedez corect. Sau, dacă chiar să ajunge la o situație de a discuta, împărtășesc. Uite, când mi-ai spus chestia asta, m-am simțit așa, te rog, data viitoare să contractăm altfel situația. Despre asta e vorba. Și sănătatea e o chestiune de care, dacă ai grijă și o dezvolți, e sănătos. Dacă nu, te îmbolnăvești și poți muri. Mulțumesc! Mulțumesc, Adrian! Super! Adriana! E super interesantă varianta asta, și online și față-înfață, în același timp, wow, ce tare! Ieșire din zone, găsire de soluții! Super! Adriana! Da, bună seara! A, zi mai tare, că nu se aude! Mai tare! Mai tare, da, nu se aude, nu știu care-i treaba! Da. E ok? Sper să se audă. Eu te aud, dar e foarte încet. Ok. După părerea mea, o relație sănătoasă înseamnă că orice se întâmplă în acea relație, trebuie să fie amândoi de acord. Deci dacă râzi sau plângi sau sare în sus sau te simți bine, sau trebuie să fie amândouă părțile să fie de acord. Nu contează ceea ce faci de fapt în acea relație. Contează să fiți doi pe aceeași linie și ce nu e sănătos, în momentul în care simți că nu te simți bine în mare majoritate a timpului și ai prea puține procente în care te simți bine, înseamnă că nu e sănătoasă acea relație. Vă mulțumesc, sper că m-ați auzit. Și eu sper să se fie auzit, eu am auzit. Wow, felicitări, mulțumesc, așa e, în doi se fac toate, mulțumesc. Și bun termometru să iei așa temperatura. Dacă te simți bine, e ok. Dacă nu te simți bine, e clar că nu e ok nici relația. Perfect, mulțumesc, superb. Altcineva? Și? Și ceilalți sunt începători? Ia, uite, am văzut-o pe Laura. Bună
Bună seara, Loredana! Bună seara, dragi colegi! Mă bucur să particip și la cursul de vindecare emoțională. Referitor la relațiile sănătoase și nesănătoase, azi mi-au făcut urechile și creierii așa. Deci, unde am identificat eu și mă bucur din suflet, nu se intră în primul rând într-o relație pe baza nevoilor. Nu intri într-o relație pentru ca să-ți împlinești anumite nevoi personale din interior, exterior, pentru că nu o să țină. Și asta o să vedeți și la mine. Wow, super, super tare. Ca la orice curs sunt foarte, foarte uimită de câte lucruri sunt în interiorul nostru, foarte, foarte minunate și mă bucur foarte, foarte mult să particip și de-abia aștept și zilele următoare. Da, nevoile. Da, eu pot să spun că am intrat în multe relații și de cuplu și cu prietenii și familia pentru a-mi satisface anumite nevoi, ceea ce a fost foarte nesănătos și nu a ținut. Și din contră, m-am băgat și în mai multe neplăceri. Da, cât despre o relație sănătoasă, sunt la început, nu chiar foarte la început, dar am mai lucrat pe asta și lucrez cu mare plăcere de când sunt în academie. Și da, am înțeles care sunt, fiecare are granițele lui, trebuie respectate și așa este normal și firesc. Vă pup și vă iubesc! Yeah. Și eu te iubesc, felicitări, Laura, mulțumesc, așa e, superb! Mai vrei să mă mânuță, Florentina, parcă? Bună seara tuturor! Când vorbim de sănătate, eu mă gândesc în primul rând ce înseamnă sănătate pentru mine. Pentru că ce înseamnă sănătate pentru mine, pentru o altă persoană, s-ar putea să nu fie aceleași repere. În al doilea rând, sinceritatea este foarte importantă. Adică n-are rost să mascăm, să vorbim elevat, vai, ce înseamnă ca și în cărți sănătatea, ce înseamnă sănătate pentru mine. Asta în primul rând. În al doilea rând, cum știi tu că ai obținut acea sănătate? Care este beneficiul sănătății? Și apoi când vorbesc de sănătate, mă refer, sănătatea și boala fac parte dintr-un proces de transformare. Încotro vreți să ne îndreptăm. E un atins spre echilibru. Când vorbesc de relații, sănătatea într-o relație este în primul rând igienă emoțională. Asta înseamnă valori comune. Pentru că în relații, dacă nu avem valori comune, dacă nu avem un obiectiv mare comun sau obiective mici comune, nu mai înseamnă relații sănătoase. Pentru mine sănătatea mai înseamnă să cresc, să evoluez și asta înseamnă să mă mai pun și în medii de creștere și de evoluție, pentru că dacă stau în același mediu, aceiași prieteni, cum vorbeam astăzi, prietenii din copilărie, ne reîntâlnim cu ei, păi automat, dezgropăm morți și răniți. Intrăm în aceleași tipare, aceleași între ghilimele conflicte din copilărie și atunci nu prea mai este creștere și evoluție și automat sănătate, ne ducem spre o altă zonă. Și apoi eu mai am un al patrulea reper. Îmi pun întrebarea, sunt eu oare omul pe care acum aș dori să-l întâlnesc? Ca să-mi dau seama dacă am rezolvat ceva, dacă a apărut vreo schimbare. Dacă îmi zic sincer, da, mai e de lucru pe acolo. Și e ok? Și e ok. Mulțumesc frumos! Felicitări, felicitări, Florentina, așa e, mulțumesc și eu, super! Caterina, mai vrei să adaugi ceva? Da, aș vrea să mai adaug ceva care mi se pare important. Acum o săptămână am făcut o chestie unică și premieră pentru mine și recomand tuturor dacă vor să facă. Carta de valori. Deci un document, având în vedere că fiecare țară are o constituție, fiecare loc de muncă are fișa postului, permisul de conducere de barcă, trebuie să cunoști regulamente, dai examene,
Noi intrăm în relație și nu avem niciun fel de chestie puse pe hârtie. Ce este negociabil, ce nu este negociabil, ce-mi doresc, ceea ce nu este acceptabil. Adică vorbe, dar hai să punem pe hârtie, că după aceea spune că mi s-a părut, că mi-am închipuit, că eu mi-aduc aminte de. Nu, nene, hârtie, punct și semnez la fiecare punct. Cu dată. Și dacă este o problemă, scos hârtiuța. Ia de aici. Ce am spus noi aici? Păi așa. Și ce ai făcut acum? Ok, ce faci la ta viitoare diferit? Ce consecințe sunt dacă tu încalci treaba asta și știi foarte bine că este, nu este negociabilă? Deci, carta de valori. Deci, orice om trebuie să aibă propria lui constituție, pe hârtie, cu semnătură și cu dată. Și, bineînțeles, cu iubire și cu zâmbet. Atât. Super, super! Așa este! Este esențial, de altfel. Este esențial, cât nu ai cartea ta, nu știi pe ce ape stai și nu știi niciodată în ce ape înnoți. Ia, așa este. Plus că nici celălalt nu știe, că doar nu dăm bug. Perfect! Mulțumesc mult, Caterina! Super! Da? E mișto scaunul ăsta, zic. Poți să-l testezi. N-are nimic și ce dacă. Acum Cristina, cea mai nouă membru a Academiei. Bine ai venit în primul rând. Mulțumesc. Eu sunt cea mai neexperimentată în domeniu și nici în viața personală nu am experiență. Deci am de lucru pentru toată lumea. Pentru toți coachii. Câte o temă. Ce să zic despre relație? Eu, acum, dacă locuiesc în Norvegia, fiecare cu treaba lui, e puțin dureros, e altfel. Și e mult mai greu pentru mine să înțeleg relațiile. Pentru că trăiesc într-o lume independentă, fiecare cu treaba lui. Și, da, am nevoie de sfaturi. Sau să învăț să revin la relații normale, trăind într-o țară independentă. Da. Și e destul de greu, da. Cred că ca soră mai mare am învățat acum, după niște experiențe nu foarte grozave, că ar fi trebuit să pun limite mai din timp. E greu ca soră mai mare să te detașezi când ești obișnuit să ai o responsabilitate pentru părinți, pentru frați, dar e bine să ai grijă și de persoana proprie, pentru că îți poate afecta sănătatea. Și în rest, cred că trebuie să te bucuri într-o relație ca să fie ok. Adică chiar să simți bucurie, să vezi persoana respectivă, să faceți lucruri împreună. Dar mai am foarte mult de lucru. Ca să-mi fac o experiență și o gândire sănătoasă. Deci mă bucur că sunt aici și sper să învăț cât mai multe. Voi reveni și la cursul din martie și poate alte cursuri și sper să cresc așa în mentalitatea mea și modul meu de gândire. Mulțumesc! Felicitări! Super! Felicitări! Super! Super! Mulțumesc, Cristina, și felicitări! Super, dragilor! Adina! Ok, bună seara. Eu am observat că relațiile sănătoase ne fac să înflorim, pe când relațiile nesănătoase ne fac să ne ofilim. Asta, bineînțeles, că are legătură inclusiv cu sănătate, inclusiv cu starea noastră. Eu una somatizez imediat, sunt în contact cu corpul meu și dacă mă supără ceva sau... Pentru că îmi dau seama că nu persoana aceea m-a supărat, ci faptul că eu am lăsat granițele jos sau faptul că nu m-am exprimat, nu am spus ce vreau, nu am spus ce accept și ce nu accept. Și da, deci nu ceilalți mă fac să sufăr, ci eu mă fac să sufăr, nu ceilalți mă pun în posturi, ci eu mă pun în anumite posturi. Bineînțeles că intenția mea e cea mai bună, probabil și a lor la fel e cea mai bună și cea mai frumoasă.
Eu cred că e sănătos și frumos să mergem pe același drum atâta timp cât suntem bine de ambele părți sau de toate părțile. Și mai cred că o relație e frumoasă și sănătoasă pentru mine când văd ce îmi place, aud ce îmi place, simt frumos. Și într-adevăr, când e minunat când ai o relație frumoasă cu cineva și ați, pentru că o relație frumoasă se construiește de ambele părți, e frumoasă acea întâlnire, simt că eu una simt că mă pot exprima, simt că pot să îmbrățișez persoana aia, simt că între noi e ca o cale liberă și o comunicare mult mai mult decât cea verbală, de la suflet la suflet. Așa că îmi doresc și mie și vă doresc și vouă relații cât mai sănătoase și cât mai frumoase. Mulțumesc! Super, Adina, mulțumesc! Felicitări! Super! Mai adaugă cineva ceva? Ok, în sală ne-au zis, ok, dragilor, și mâine e o super zi. Așadar, deja poți să ai câteva idei despre ce înseamnă și ce nu înseamnă relație sănătoasă, cum poți tu să faci să ai relații sănătoase, dacă îți dorești, desigur, dacă nu, desigur, poți să faci orice dorești tu. Ideea este că, într-adevăr, calitatea vieții noastre depinde direct proporțional de calitatea relațiilor pe care le avem în jurul nostru, pentru că nu suntem pus, nici nu suntem, eu știu cum, suntem de fapt ființe sociabile, cum foarte bine a spus una dintre colege. Ei, dacă vrei mai mult decât atât și să-ți schimbi într-adevăr sau să-ți reconfigurezi traseul, cu multă iubire te aștept la următorul curs de Practitioner Coach, seria 24 din 5 decembrie, este atât în sala aceasta cât și online, din 5 până în cât nu din da, din 5 până în 9 decembrie, de la 9 dimineața la 6 seara. Te aștept cu multă iubire, ori online, ori față în față aici în București. Detalii găsești pe Academia de Coaching.